Uniunea Europeană continuă să ocupe o poziție importantă pe piața porumbului, fiind estimată anul acesta o producție de 62 de milioane de tone metrice, cu 11% mai mult decât s-a obținut în 2010. Cu toate acestea, există temeri serioase legate de o posibilă liberalizare a pieței cerealelor, care ar putea avea consecințe dramatice pentru producătorii europeni. Cel puțin așa susține Luc Esprit, secretar permanent al Confederației Europene a Producătorilor de Porumb, pe care am reușit să-l intervievăm cu ocazia vizitei sale în România. Aujourd'hui, on a eu une campagne donc 2011 qui s'est avérée très satisfaisante. În momentul de față, putem vorbi despre o campanie foarte satisfăcătoare pentru anul 2011, atât în Uniunea Europeană, dar, bineînțeles, inclusiv în România, atât din punct de vedere al producțiilor, cât și din punctul de vedere al prețurilor, care sunt foarte bune. Deci, pentru anul viitor, ne așteptăm la o producție tot atât de bună și putem să ne așteptăm la o poziție consolidată a Europei, din punct de vedere al competitivității ei, atât pe piețele sale interne, cât și pe piețele terțe, în special, mă refer aici în special la țările Africii de Nord. Acest climat favorabil va fi posibil cu condiția ca Uniunea Europeană, trebuie să precizez, să evite acorduri comerciale, încheierea unor acorduri comerciale de genul celor cu Mercosur sau cu Ucraina. Este un lucru esențial, este foarte important dacă vrem într-adevăr să ne păstrăm o poziție puternică pe piața porumbului. Și dacă Uniunea Europeană confirmă într-adevăr faptul că privește agricultura ca pe un sector strategic și nu o consideră ca o simplă monedă de schimb. Confederația Europeană a Producătorilor de Porumb așteaptă cu interes rezultatul negocierilor legate de reforma politicii agricole comune. Concernant la réforme de la politique agricole commune, nous venons bien sûr de prendre. Există în momentul de față trei propuneri pe trei subiecte principale. În primul rând, se pune problema sprijinului direct care este acordat în momentul de față pentru agricultori, iar agricultorii români se așteaptă la foarte multe sperând la o convergență la nivel european a acestor plăți directe pentru producători, în sensul că toți trebuie să fie tratați, să primească un tratament egal, cât mai uniform. În al doilea rând, este vorba despre orientare către acele politici așa zise verzi ale politicii agricole comune, în speță condițiile în care se pot obține aceste plăți directe, ce trebuie să respecte producătorii din punct de vedere al condițiilor de protecție a mediului și trei, gestionarea piețelor, pentru care există în momentul de față foarte puține propuneri din partea Uniunii Europene, de fapt, cum gestioneze aceste piețe. Deci, este foarte important în momentul de față, având în vedere ceea ce spuneam, că ne aflăm într-o fază doar de propuneri, nu s-a stabilit nimic definitiv, e foarte important ca țări precum ale noastre, Franța, Ungaria, România, producători care sunt direct implicați în acest, direct preocupați în acest sector al porumbului, să facă front comun și să fie cât mai atenți și mai implicați în deciziile care se vor lua. Luc Esprit denunță ipocrizia Uniunii Europene în ceea ce privește poziția față de culturile transgenice, fiind un adept al biotehnologiilor pe filiera porumbului. La position de notre organisation est d'être favorable et en faveur. Suntem favorabili biotehnologiei agricole, mai ales că ele aduc atâtea beneficii. Bineînțeles, cu condiția unei evaluări cât se poate de riguroase și a aprobării corecte, așa cum se procedează în acest domeniu. Pentru că există clar niște avantaje, atât din punctul de vedere economic, cât și tehnic, sanitar și al protecției mediului. Organizația noastră pledează foarte mult și vrea să se pronunță cât se poate de deschis, criticând atitudinea ipocrită a Uniunii Europene, care pe de o parte interzice cultivarea plantelor modificate genetic, însă pe de altă parte acceptă importul și consumul acestora. Deci este o poziție pe care noi o considerăm nejustificată, nici din punct de vedere politic, nici altfel, și care va trebui rezolvată dacă vrem într-adevăr să avem o poziție solidă pe piață. Organizația noastră pledează pentru o agricultură productivă, în primul rând ăsta este obiectivul nostru, având în vedere mizele foarte importante de la ora actuală, din punct de vedere al alimentării populației tot mai mare a globului,
Biotehnologiile fac și ele parte din factorii de producție, ca atâția alții, și trebuie folosite pentru că este foarte important să creștem producția. Confederația Europeană a Producătorilor de Porumb a solicitat autorităților de la Bruxelles scoaterea de sub carantină a zonelor afectate de diabrotica, facilitându-se accesul la mijloace mai eficiente de combatere a acestui parazit, altele decât rotația culturilor. Notre position par rapport à diabrotica, c'est vrai que c'est un parasite. E adevărat că acest dăunător, diabrotica, a apărut și se dezvoltă, este pe cale să se dezvolte și din ce în ce mai mult și în vestul Europei. Dar, deci putem spune că este clar că țări ca România, Franța, Ungaria au fost deja atinse de acțiunea acestui dăunător. Poziția organizației noastre este următoarea. Considerăm că trebuie să ieșim din așa zisa carantină declarată la nivel european și să recunoaștem acest dăunător ca atare, să-i recunoaștem existența lui ca atare. El nu se poate combate, este imposibil să ne luptăm în continuare, mai ales că nu dispunem de mijloacele tehnice în acest sens, inclusiv culturile transgenice. Deci, ideea, poziția noastră este următoarea, trebuie gestionat, să-l gestionăm, eu sunt optimist. Putem gestiona această problemă și sper ca Uniunea Europeană să aibă acest lucru în vedere cât mai curând posibil.